dor de voi. Da. Măi, Berna, uite, ce-ai slăbit, măi, Berna. A zis că i-a fost dor de voi. Nu, chiar m-am greșit acum, am fost mai slabă. Ai zis că ți-a fost dor de ei, mi-ai povestit foarte multe, mi-ai povestit când ai făcut, ai gătit cu ei, da. Și când ai dat cu mixerul pe te, s-a sărit tot și ai zis că dacă... ceva de... Și acum strâng oamenii acolo. A, îți dai seama, mi-a povestit, dacă vedeau socrii... Și acum sugrăvezi. Dacă vedeau socrii, acum nu mai era așa, pentru că acum ea stă într-un apartament ușă în ușă cu socrii. Bravo. Da. Ce ai făcut, mă, Berna? Cum te-am lăsat și cum te-am luat? Acum vorbim cu un tânăr care tocmai din cauza asta s-a... E, nu vreau să aud de divorț și de lucrurile astea, nu. La mine o să divorțul vă chem la nuntă. Vreau să vă invit la nuntă. Apropo, am negociat și că v-am prezentat nunta. Am uitat să vă zic. Da? Deci rugați-vă să iasă nunta, că avem... Da. Nunta va fi cu 2000 de invitați. 2000? Da. Hai, spune-ne mai multe, Berna. Ce s-a întâmplat? Cum, ce și în ce fel? Cum te-ai despărțit? Cum te-ai împăcat? Cum te-ai dus? Nu m-am despărțit. Așa, ne-am certat ca orice cuplu. Adică bravo. Se ceartă, se împacă, dar despărțit e prea mult. Din ce motive se ceartă tineri în ziua de azi? Sincer? Sincer. Gelozie, ce să... Chiar a fost gelozie între voi? Da, Doamne, tu mai geloasă pe el sau el pe tine? Ambii. Adică chiar ambii, sincer. Uh-huh. Să zic așa. Ce s-a întâmplat? A, nu, nu știu, la un club, la vreo ieșire, undeva? Nu, Doamne, nu, cum mai eu așa mai... Geloasă. Am vorbit cu ea, să știi. Am vorbit cu ea și e... Pentru cei care nu știu, și asta e foarte important de spus, iubitul este un pic mai mic decât ea. Da, are 20 de ani. Un pic. Un pic mai mult. Da. Cam cu câte ani? Da. 6 ani e mai mic ca mine. 6 ani, e mult Nu e mult. Da, unde e iubire mare, sunt, diferența de câțiva ani nu contează. Diferență de vârstă 10 ani, 15 ani, 20, 40, nu știu. Te rupeți părul de pe la valieră. Da, nu pentru alte motive, dar pus și pe la valieră. Și se vede și mai frumos. Așa. Și ai pus la loc. Poveste. Ia, uite. Povestește, te rog frumos. Bine. Cum e relația dintre voi acum? Cum vă împăcați? Cum sunteți? Locuiți în aceeași casă? Foarte bună. Chiar mă înțeleg foarte bine cu el. Mi-a lipsit o perioadă. Chiar mi-a lipsit. Eu am plecat la mama ca să fac școala de șoferi. Și atunci am simțit că nu pot să trăiesc fără el. Mi-e foarte greu. Cât ai stat fără el? Cu el în casă? Cât ai stat fără el acum? Cât ai stat fără el? Cred că o lună jumate, cam așa. Mamă, și după o lună jumate n-ai putut să stai așa? Focul dragostei așa? Nu. Mi-e foarte greu, da. Mi-era foarte greu. El este fotbalist, ai spus, da, nu? Da. Unde joacă, la ce echipă? A jucat la FC Brașov, doar acum s-a accidentat. Liga a doua, și, da, și are ruptură de meniș și ligament încrucișat. Cam la sol. Da. La 20 de ani, bine, are timp să se refacă, dar... Da, da, da. E o eu cred în el și știu că o să poată să... Pot să spun și pentru că o fată îndrăgostită... O să dau putere și o să-l ajut în tot ceea ce pot. O fată îndrăgostită este o fată foarte frumoasă și îți spuneam când ai intrat în platou că mi se pare că ai slăbit și că arăți din ce în ce mai bine, cel puțin față de ultimele ore de când te-am văzut. Asta înseamnă că te-ai hotărât să-ți faci niște intervenții. Da. Ce vrei da. Să-ți faci? Am înțeles așa, că vrei să-ți faci undeva un botox în jurul ochilor, da. Zona gușei. Da, pentru că eu am problema asta. Nu știu ce se întâmplă la mine. Când mă îngraș puțin, automat... Dar nu e prea de vreme la 26 de ani? Doamne, sunt bătrână și zic, Doamne, auzi cât de vreme... E, dacă aveam 20, da, așa mă consider, pentru că le văd pe fetele astea de 20 de ani, zici că arată gen, într-adevăr, de 34. Ar fi primele intervenții pe care ți le faci la față? Nu, să nu, dar știți că eu știu foarte că multe... Știu că te-ai mai avut și la buze. Da, tu și Natalia, foarte multe mi-am făcut. Nu, 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 chiar îmi place. Ce ți-ai făcut până acum? Ce ți-ai făcut până acum? Andrei, ia mâna. Uite, așa, da, nu, părul, nu mai atât. A, de la valieră. Da, ce ți-ai făcut până acum? Ce intervenții? Deci mi-am făcut botox în frunte, mi-am făcut mandibula, buzele și sânii. La mandibulă ce da. E la mandibulă puțin acid mi-am pus, dar s-a dus. Adică astea au fost intervenții acum, cred că un an și ceva de zi. Da, de ce eu iartă-mă că eu încerc să înțeleg. Mandibula, adică în sensul că știu că există o problemă... Mai proeminentă. Mai, din cauza că era mai proeminentă sau că există o problemă legată de faptul că strângi din dinți noaptea? Nu strâng din dinți, doamne. Nu mai ești nu, Cătălin. Ei nici nu știu, lasă-i. Doamne, da, ei nu se așa, mandibula, tu ți-ai evidențiat mai bine profilul fetei. Exact. Ce urmează să-ți faci mai exact și când ești programat? Haideți să le luăm așa rând pe rând. Pentru că nu sunt tocmai niște intervenții așa ușurele. Să ne spui ce e baby botox, că mie mi-e frică că nu cumva să-i bagi botox. Păi e bine că e baby botox, adică spui puțin botox, nu? Eu am crezut că, puțin tel, adică nu, baby, mic. E mic. Eu am crezut că e până celui mic.
Deci, mâine o să am o programare la domnul doctora meu, estetician Damian Pascal, care este foarte bun în ceea ce face și mereu nu mai râde, Andrei. El râde pentru că vrea și el baby botox și e rușine, da, să-ți spună. Cu siguranță să-ți spună, Cătălin. Eu nu te mint. Cum are, da, am spus asta în culiță, în spate, uitându-mă la Andrei, m-am gândit cum ar arăta Andrei îmbrăcat într-un nylon de la... Deci, da, să mergi și la intrare. Că Bernal, vezi pe Andrei îmbrăcat cum ești îmbrăcată și am zis sincer, nu l-aș vedea. În latex nu. Cineva a zis că ai pantalon de piele, parcă. Ai complet de piele, nu? Da, da. A, super. Cine a zis? De piele natural. Deci cu ce o să încep? Cu ce o să încep? Deci o să fac fox eye zoom prin trei fire, care este o alungire foarte mare la ochi. Adică o să fiu ca o pisicuță. O să-mi fac Lemon Battle, care este o soluție foarte... ok, și pe loc topește grăsimea. Deci nu mai trebuie calipolizat. Acele fire care se absorb în timp, nu? Nu fire, este o soluție care o injectezi la gușă și automat, după câteva ore, deja și se vede rezultatul. Nu e ca la lipoliză. Trebuie gușa, practic, da, nu? Grăsimea, da, arde grăsimea. Dar se poate face... taie de aici din piele? Nu, 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 pentru că la mine nu e atât de grav. Da, da. Nu e atât de grav, este puțină grăsime, pentru că am pus și eu 2-3 kg. Nu-i vazivă, mulțumesc, Cătălin, așa e. Da, nu o să fie mult prea grea recuperarea, pentru că sunt destul de multe. La fox eye este foarte grea, pentru că automat o să am fire chiar aici și sunt firele cele foarte dureroase. O să fii ca Bianca Drăgușanu? Ea n-a putut să iasă din casă, ai văzut, avea fața acoperită. O să fiu și așa, da, o să fiu foarte vânătă, pentru că ești foarte vână după aceste intervenții, să zic așa. Mă refer la fox eye, la gușă nu o să se vadă absolut deloc nimic. Ce vreau eu să mai fac cu baby botox sub zona cearcănelor, așa, acolo nu o să se vadă, se umflă pielea, vă dați seama, pentru că este normal, este o operație estetică, dar cel mai grav este la fox eyes, pentru că e zona tâmplelor și acolo e mai... Ai nevoie de îngrijire, adică să stai, să stai din Doamne, da. Nu. Nu! Nu știu, nu, că uite, nu, în cazul, în cazul Biancai de Grușanu a avut nevoie să fie îngrijită. Da, și pentru că a fost lifting facial, e... Da, dar și la fox eyes. Știu că e destul de grea recuperarea, da, pentru că te învinețești, nu? Depinde ce fel de vulpe vrei să fie. Dacă ți trage foarte mult de față, e posibil da, să... Da, da, e foarte dureroasă și chestia asta. Da, și după cum am mai vorbit și eu cu domnul doctor, am spus că mi-aș dori un BBL. Un ce? Uite, BBL. Că asta ne-a depășit. Ce e asta, măi, BBL? Ei, mereu întreb ce e asta BBL. Implant în fund. Da, da, știi că foarte multe fete s-au îngrășat după acest implant. Da, da, eu n-am ce grăsime, că dacă mă ridic, uitați, adică vă arăt, eu n-am grăsime în partea asta. Nu, că am văzut și în poze. Uite. N-am. A, deci tu nu-ți faci cu grăsime, grăsime proprie, tu-ți faci cu implant de silicon, da, nu? Da, da, da. Dar iubitul tău nu e gelos un pic? Eu am vrut și două. Dar ce zice iubitul tău de toate intervențiile astea? Că o să aibă o altă femeie, practic. Cu alt posterior, altă gușă, altă buze. Nu, nu, să mai aibă gușă. Cum adică altă gușă? Nu, el mă iubește, sincer, el mă iubește pe mine foarte mult, așa cum sunt eu. Adică chiar asta îmi place la el. Păi asta zic, așa cum el mă lasă, exact, nu e adevărat, încă lui place pentru că el mă lasă să fiu eu și de asta îl iubesc. Că dacă nu mă lasă să fiu eu, atunci mie nu-mi convenea chestia asta. Și chiar lângă el mă simt eu. Și el se simte, bănuiesc, bine lângă tine? Da, chiar da. Da, exact, frumoasă, da, nu? Da, mulțumesc. Înțeleg că vreți să, pe lângă că urmează să sperăm un copil și nunta, vreți să vă faceți și o afacere. Nu? Da. Ce vreți să vă faceți? Sincer, am vrea amândoi să ne scriem la o facultate de kineto și după o perioadă să ne deschidem un cabinet de kineto. Păi voi cu gelozie nu o să puteți să faceți kineto. O să tragi un bărbat, uite cum vin eu, anchilozat așa cu spatele în pionețe și încerc să tragi și mângâi și... Și el dacă e gelos pe tine, păi o să... Păi dar nu, că o să angajezi femei pentru chestia asta. Deci voi să fiu doar, da, eu să fiu patronul. Păi de ce faci școală? Păi de ce faci școală dacă vrei să fii patron? Păi o să știu ce face de lângă mine asistent, adică... Ai să-l lași să atingă o altă femeie, de exemplu? Da. Să tragă, să împingă, da, să... Să tragă, să împingă, să mă gândesc până la urmă. Să pună mâna până la urmă. Păi până la urmă e să o face, adică până la urmă trebuie să câștigi. Afacere, afacere, da, uite. Nu? Să iumble la BBL. Doamne, Andrei, serios. Andrei, nu. Deci nu, mereu se întâmplă. Și de ce e gelos el și e așa răutăcios în seara asta? Pentru că auzi că iubitul tău o să te ducă într-o super vacanță la Milano. E gelos. Acolo
unde. Da. Acolo unde a făcut și rezervare în acea locație foarte tare, nu? Da, da, da. O să de asta și m-am pregătit, că mi-am pus și extensiile, chiar acum am pus să pun extensiile. Nu m-am vopsit. Le pun pe la variere să mă mai auziți. Sunt extensii de alea de 70 de centimetri? Nu, astea sunt de 55, am optat acum. De la Sanyo Studio chiar sunt superbe. 55? Da. Pentru că de ziua mea vreau să-mi pun de 70 centimetri. Când plecați la Milano? Acum pe 5. Frumos. Și merge aproape de vreo 6 zile. Cam așa. Eu o vacanță scurtuță. Nu ne-ai spus ce înseamnă rezervarea la brandul acela, că înțeleg că nu este la o cină romantică de 8 martie. Foarte frumos, așa că se obține foarte greu, dragul meu, rezervare la Dolce Gabbana, da. Foarte frumos, nu știu că, na, noi te lasă, că dacă ai ce, restaurantul ăsta de firmă? Da. Da. Ce servește? La dânsul blugi, ce da, dânsul nu, este restaurantul cafeneaua brandului. Da. Dragul meu, cu DJ, cu da. E foarte frumos înăuntru. A, uite, Natalia știe. Am fost și eu o dată pe acolo. N-am fost, o să merg, dar tu, da, tu ai fost. Nu, da. Uită-te la el îmbrăcat. Nu, dar nici, nu, da, nici o să merg. Dar sperăm că se ține de cufun. A făcut doar rezervarea. Nu, și duceți, da? Nu, nu, păi nu, dacă avem rezervarea, noi totul confirmat. Nu, Doamne, ferește. Și lasă clubul să plece? Pentru că dacă el e în recuperare, ai zis cu piciorul rupt, cu... E divizia 3. Deja a terminat recuperarea și acum are antrenamente. Are doar antrenamente. De-aia face la Milano, că până la urmă poate să ducă. Da, da, poate să meargă. Oricum a dat probe, a dat probe la Milano și a venit pandemia și nu s-a putut. Dar poate mai știu. Poate, Doamne ajută, mai avem un mic shopping la Milano, că doar de-aia pleci. Da, normal.